Anime ou farsa? Vamos de anime. Vai de mine. Pe cine cauți tu? Ah, da. Hai, scorovește-mă repede că n-am timp. Ce scorovește-mă? Păi scorovește-mă. Este o tradiție care dai asta. Ce vrei tu? Câți ani ai? Cost. Și cum te cheamă? 4 ani și 2 luni. Vai de mine, probabil că ești rătăcit. Da, sunt rătăcit. Să crești mare. Hai, hai să te duc eu. Unde stai? Aici, pe scaunul. Stai și închide ușa, nene, că-i curent. Vai de mine. Ia spunem, pe ce stradă stai tu? Nu stau pe stradă, că trec mașini. Bravo. Scoate-mi fularul, nene, că transpiră copilul. Ah, fularul, da? Uite cum te țineam așa. Ia spune-mi, Costică, cum o cheamă pe mămica ta? Mai nevastă! Da, 12 fără 10. Costică, tu mă iubești pe mine? Nu! Da, e păcat. Dar uite ce facem. Nenea îți dă ție un leu și tu te duci să cumperi alviță și caramele și un balon. Să duci restul, nu? Nu, nu, dragă Costică, eu trebuie să mă duc la o petrecere. Sunt așteptat. Soția mea s-a dus și eu trebuie să mă duc acum cu niște pachete. Ție ți-ar conveni să spice cineva așa pe cap, tocmai când ești grăbit și trebuie să pleci? Da, nene! Da, vai de viața mea. Da, da, nene! Da, oriu. Costică, mă, tu nu dormi? Nu! De ce? Doar dacă îmi citești dintr-o carte. Păi eu nu am cărți! Dar ce? Păi ce să asta? E cartea de telefon. Mai citește-mi din ea. Să citesc din ea? Bine, am să-ți citesc, dar să fii atent. Uite aici, va să zică. Ionescu Anton, intrarea Dr. Felix 15, 594854. Ionescu Barbu, strada Puțu cu Plopi 8, 864710. Îți place? Da, frate, frumos, pe urmă cea mai fost. Pe cea mai a mai fost Ionescu Cornel, strada frumoasă 29, 592803. Și? Păi și Ionescu Dorel, Măceșului, aici trebuie să mă duc eu. Măceșului, 66, 66, 68, 1, jumate, 634. Mă, tu nu dormi, ce faci? Nu! Păi de ce? Vreau să văd cum se termină. Păi se termină, se termină rău. Uite, se termină cu Zaharescu Zaharia. Uite, Zalomit, 854028. Și? Păi și ce? Asta e, s-a terminat. Ui, Costică, voi aveți telefon? Da, nene. Ce număr aveți? 1, 2, 7, 9, ești Gheorghiță? La portiță. La portiță, sigur, trebuie să strigăm. Trebuie să strigăm la portiță. Aoleu, aoleu. Ei, ne văd, nene. Păi sunt, sigur că sunt. E picături de Valerică. Da, picături de Valerică, sigur. Unțiu, Valerică e farmacistul, probabil. Măi, Costică, știi ce facem? Eu plec, fie ce-o fi. Te las pe tine aici, uite-ți las casa la dispoziție, fă ce vrei tu. Dar ce să-ți dau eu ca să te joci cu minte? Chivituie. Chivit. Omule, dar ce-ți veni? Costică, facem altceva. Hai să ne jucăm de-a vați ascunsele, vrei? Eu îmi iau haina și mă duc și mă ascund într-un taxi. Eu nu pot să am un singur, că-s mic și poate fac o bărăbață. Da, singur, că faci o bărăbață, da. Vai de mine, e 4 dimineața, e 4 dimineața, o să mă părăsească nevasta. Dacă mă părăsește soția mea, eu cu cine mai rămân? Cu mine. Cu... da. Nene, sună cineva la ușă. Nu, nu, o fi altul, nu deschid. Zic să deschizi, e tăticul a venit să mă ia. Tăticul tău?
Păi știe unde ești? Da, dar ce crezi că m-au abandonat? Păi dar de ce te-au adus la mine? Ah, ca să petreacă și Revelionul săraci. N-aveau cu cine să lase copilul. Da? Ah, și de ce tocmai la mine? Că m-a încercat la vârte, dar nu s-a prins. Atunci a zis tata la vecinul nostru că e un om foarte cum se cade. Și chiar te-ai purtat foarte frumos, panene, și Lan să-mi pregătesc și jucării. Lan, aviară!